noastră are punctaj maxim în turneul amical Copa del Sol ediția 2014. Golul lui Paul Papp din meciul cu AEK Stockholm aduce al treilea succes consecutiv al echipei lui Daniel Isaila în meciurile amicale din acest an. Papp a marcat primul său gol cu capul în minutul 74, la capătul unui meci reușit, în care Astra a fost echipa mai bună în duelul cu vicecampioana Suediei. Isaila a început meciul cu Coman, Mățel, Găman, Ben Youssef, Moraiș, Yahaya, Cristescu, William, Budescu, Iorga, Alibek. Au mai intrat Lung, Mureșan, Papp, Laban, Yoda, Seto, Iazalde, Ivanovski, Ioniță și Enache. Astra joacă următorul meci pe 5 sau 6 februarie în funcție de rezultatul unui meci de azi al echipei norvegiene Molde, meci în care are șansa să debuteze și cea mai nouă achiziție a juvenilor. Este vorba de capitanul echipei naționale de tineret Ștefan Popescu, fost coleg cu Adrian Mutu la Ajaccio și Cesena, și îl va dubla pe Junior Moraiș pe postul de fundaș stânga. El devine astfel al 5-lea jucător adus de Astra în această iarnă după Alibek, Iorga, Ioniță și Papp. Acesta va ajunge în cantonamentul din Spania astăzi.